România are vreo lecție de dat, spun numai că România are o experiență de împărtășit. Și nu numai că cred că se poate, sunt convinsă că se poate. România era exact în același punct în anii, la începutul anilor 2000, când, de exemplu, în materie de luptă împotriva corupției, ceea ce producea guvernul de la acel moment erau niște statistici cu conductorul de tren care, nu-i așa, a luat mită câte 3 lei de la câte 20 de studenți care mergeau la mare cu trenul. Și am ajuns de la un asemenea tip de cauză la cauze care nu ne fac cinste ca societate, dar care arată că societatea a putut fi, dacă nu a sanată, măcar am început să facem asta. Suntem o țară în care, repet, nu spun asta ca să mă laud, că nu e o chestiune de laudă, e o chestiune de faptă. Avem un fost prim-ministru care și-a și executat o pedeapsă pentru o faptă de corupție, avem un alt prim-ministru investigat pentru cauze, pentru fapte legate de corupție, avem numeroși parlamentari, numeroși primari. Deci vedem că acum au devenit în România subiecte de drept penal persoane care pur și simplu credeau înainte ele și societatea că sunt intangibile. Nu e o luptă ușoară și asta nu poate veni decât cu niște instituții în care se investește foarte mult și care și în România, și îndrăznesc să cred și în Republica Moldova, există și cu ajutorul unei presiuni sănătoase, nu numai din partea societății, dar și din partea partenerilor externi. Și pentru România, procesul de aderare la Uniunea Europeană a fost un proces esențial.